Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi este așa un vibe de vacanță, pentru că este weekend și vine muzică din toate direcțiile. Încerc să acopăr, eu cu muzică de fundal, sper să nu se audă. Am geamul închis, dar tot se aude destul de tare. Nu că m-ar deranja, dar uite că vreau să filmez un clip și nu vreau să se audă muzica. Ce credeți că facem astăzi? Păi, atunci când pleacă unele parfumuri, altele vin, căci așa se întâmplă. Și o să vorbim despre parfumuri noi și o să vă arăt un parfum, o raritate, un parfum superb, superb. Și nu o să încep cu el, o să vă țin puțin în suspans, îl las mai pentru finalul acestui clip. Dar o să încep cu unul care îmi place foarte mult, un parfum de vară, un parfum superb pe care l-am primit, mulțumesc mult. Moschino Toy 2. Am în colecție și Moschino Toy 2 Bubblegum. Ai putea să zici că este mai pentru copii acela, însă și noi suntem tot niște copii și să recunoaștem că ne plac sticluțele astea. Mie îmi plac foarte mult și îmi plac și parfumurile. Dacă acela are izul acela de gumă de mestecat și pai, te-ai duce cu gândul la un parfum de copii, acesta mi se pare un pic mai matur. Ei, un pic de tot. Este proaspăt, este efervescent, este frumos, este vesel, de la sticluță până la miros și îmi place mult de tot. Eu am mai avut un decant din acest parfum. Încerc să acopăr muzica și cred că o să vorbesc așa în continuu să nu se audă, dar poate nu captează camera mea chiar așa bine, că nu mai este atât de actuală. Haideți să vorbim puțin despre note. Are ca și note măr, un măr verde, proaspăt, mandarină și magnolie și se simte o deschidere foarte frumoasă, foarte proaspătă. În mijloc avem coacăze albe, bujor și iasomie și în bază avem mosc, lemn ambrat și lemn de santal. Mă distrage muzica, doamne. În fine, este un parfum foarte frumos, chiar vă recomand să îl testați. Îmi place foarte mult. Moschino Toy 2 Bubblegum este parfumul fetiței mele și bineînțeles că și acesta va fi tot al ei, pus pe măsuța ei, pentru că sunt prea frumoase, adică nu ai cum să zici copilului, nu-ți dau parfumul acesta care arată așa. Niciun caz. Mai ales că pe mine mă bucură foarte mult când ei sunt atrași de parfumuri. Îmi place. Și acesta va fi al ei. Dar o să-l folosesc și eu pentru că îmi place super mult, îmi place și cel roz, dar acesta mi se pare mai versatil, să zic așa, parcă mai purtabil pentru mine. E frumos, foarte frumos, este puțin pudrățel așa. Foarte frumos și ce bine arată pe fundal alb, chiar dacă este transparent. Este o minunăție de parfum, foarte frumos este. Trecem mai departe la un parfum despre care noi am vorbit în clipul cu parfumuri semnătură. V-am spus acolo că îmi lipsește din colecție și l-am spart pe cel pe care l-aveam și este un parfum destul de important pentru mine. Vorbim despre Dolce & Gabbana The One, un parfum care aș putea să zic că mi-a fost parfum semnătură mult timp. Este un parfum pe care l-am purtat super mult când nu aveam atât de multe parfumuri și acum mi se pare la fel de frumos și este o piersicuță vanilată dulce, este un parfum foarte frumos. Mi se pare că are ceva special parfumul acesta, poate pentru că l-am și purtat mult timp, se poate, dar nu pot să, trebuie să l-am mereu în colecție pentru că îmi place mult, dar este și un parfum de suflet, să zic așa. Este foarte frumos parfumul. A intrat în colecția mea încă un parfum de la Jo Malone. Voi știți că mie îmi plac foarte mult parfumurile dulci, feminine, florale dulci, gurmande, ambrate, vanilate, calde, foarte calde. Însă, pe de altă parte, îmi plac foarte mult și parfumurile naturale și
sunt destul de selectivă cu ele, dar îmi place casa Jo Malone, îmi place foarte mult și mai am câteva pe listă. Astăzi vorbim despre acesta, este vorba despre Honeysuckle and Davana, care are în deschidere Davana și este ceva, o plantă mai ierboasă, mai verde. Apoi în mijloc avem caprifoi și trandafir și în bază avem mușchi. Este un parfum aromatic, pământiu, foarte proaspăt. Îmi place foarte mult cum se simte caprifoiul în acest parfum. Nu este foarte dulce sau sintetic, este destul de natural. Ca de altfel, în general, parfumurile de la Jo Malone sunt destul de naturale. Unul singur, parcă, da, nu mi-a plăcut din ce am testat. Nu mai știu cum se numește, o să vă scriu pe ecran. În rest, tot ce am testat până acum îmi place. Și mai am pe listă Blackberry and Bay, parcă așa se numește. Și mai am încă unul cu alune de pădure. Vai, cât de bine miroase acela. În fine, ar trebui să le testez înainte. Nici pe acesta nu l-am purtat ca să vă spun cum este exact, dar o să revin cu impresii cu siguranță. Trecem mai departe la un parfum tot așa potrivit pentru vară și vorbim despre Versace Yellow Diamond Intense. Întotdeauna am fost curioasă de aceste parfumuri de la Versace pentru că îmi plac foarte mult sticlele lor și cel roz îmi place foarte mult cum arată și aș vrea să-l testez și aș vrea să-l testez și pe Versace Yellow Diamond. Simplu, nu intens. Acesta, wow, nu mai avem muzică. Super! Pot să mă concentrez mai bine. Of, da. Ce pot să spun despre acesta? Așa, de primele impresii, pentru că nu l-am purtat. Avem în deschidere lămâie, pară, neroli și bergamot. În mijloc avem floare de portocal, frezie, iasomie și osmantus. Iar în bază avem lemn de guaiac, mosc, ambră și rășină benzoică. Este foarte bogat, are și o bază bogată și interesantă, nu știu cum miroase când se usucă, însă eu când îl pulverizez simt ceai de tei. Este pudrat, deci se simte ceai de tei, zici că treci pe strada cu tei și miroase în aer, miroase a flori de tei. Așa miroase mie în deschidere, nu știu cum se dezvoltă. Însă, nu simt lămâie, nu simt pară, nu simt fructat, nu simt neroli. Poate florile osmantus, cred. Cred că acesta este cel care dă izul acesta pudrat. Da, și mirosul de flori de tei. Mai sunt parfumuri care mă duc cu gândul la flori de tei. Și baza asta chiar sunt curioasă dacă este ambrat, dacă este lemnos. O să-l port. Promit că îl port și revin cu impresii pentru că și eu sunt curioasă despre cum se dezvoltă. Dar îmi place mult de tot sticla, este foarte frumoasă. O să vă arăt un parfum pe care mi-l doream super mult în colecție. Îmi doream mult de tot sticla aceasta. Este vorba despre Aura Mugler, apa de toaletă. Eu mai am și apa de parfum, dar o am în varianta aceea de 10 ml. Și am și Aura Senzuel, îmi place, ce să zic, îmi place Mugler, îmi plac parfumurile, aș putea să... Cred că toate îmi plac, nu este ceva să zic că nu-mi place de la Mugler, până acum nu. Este destul de apropiat de apa de parfum, nu le-am analizat pe fiecare în parte să văd care sunt diferențele dintre acestea, dar mi se pare că seamănă destul de bine cu apa de parfum, cel puțin are același vibe. Mi-l imaginam pe acesta mult mai citric, mult mai fresh. De fapt, nu-mi doream să fie așa, dar așa mi-l imaginam. Dar totuși este un parfum care seamănă cu apa de parfum. Este verde, verdele acela pe care eu îl simt destul de fructat, un verde fructat. În apa de parfum, despre ea pot să vorbesc mai mult pentru că am testat mai bine parfumul. Pentru mine verdele ăsta din Aura este un verde fructat, un verde kiwi,
ca să mă duce cu gândul la o pulpă de fruct verde. Și aici e la fel, parcă totuși are niște hinturi așa de verde-verde, de verde frunză. Este super efervescent și acesta, dar se îndulcește pe piele. M-am dat eu pe mână și are o bază atât de frumoasă și este și el un parfum superb, superb, superb. Mă bucur că a intrat în colecția mea. O să-l port, o să-l analizez și o să-l compar cu celălalt, dar ambele îmi plac, ce să zic. Ambele îmi plac. Trecem mai departe la un alt parfum care îmi place super mult, pe care l-am testat și are o deschidere efervescentă. Avem Petit Grain, lămâie verde, mandarină galbenă și piper roz. Să știți că se simte atât de frumos lămâia din deschidere. Îmi place mult de tot. În mijloc avem liliac, stânjenel și trandafir de mai. Da, devine un parfum pudrat și foarte plăcut, foarte feminin. Și în bază avem cedru, lemn de santal și mosc alb. Foarte bine miroase, să știți. Nu mă așteptam, sincer. Mi-e cam teamă de unele parfumuri cu lămâie, dar este foarte frumoasă lămâia de aici. Este super proaspăt, este și verde, este și citric. Miroase tare bine. Un parfum de vară, dar nu pot să zic că se duce în zona, chiar în zona feminină, nu, nu. Acum că îl miros, nu pot să zic asta, dar e foarte plăcut. Pot să zic că poate fi unisex. Ia să vedem dacă este un parfum unisex. Da, este un parfum unisex, este un parfum lemnos aromatic unisex și este foarte frumos. Miroase bine de tot. E destul de natural și acesta, dar intens. Și haideți să trecem la ultimul parfum, pentru că am aici o minunăție de parfum. My Insolence. L-am văzut pe acesta la un moment dat pe Fragrantica și nu mă gândeam că o să reușesc vreodată să pun mâna pe el, chiar dacă nu este plin. E de ajuns, măcar pentru această sticlă minunată. Uitați-vă ce frumoasă este. Superbă, este superbă și așa nu am sticla de la Insolence, cea veche, o am pe cea nouă, dar măcar o am pe aceasta și pe cea veche, dacă o să o găsesc, o să o cumpăr. Insolence în sticla aceasta. Este diferit de Insolence și îmi place super mult. Este un parfum dulce, fructat, vanilat. Avem așa în deschidere smeură și citrice. În mijloc avem floare de migdal, care îmi place mie super mult în parfumuri. Îmi place foarte mult floarea asta de migdal. O mai am într-un parfum de la Guerlain. Avem iasomie și în bază avem vanilie, babetonca și paciuli. Mi se pare o compoziție atât de, cum să zic eu, des întâlnită și totuși este un parfum atât de unic. Unic. Simplu și superb. Superb. S-a dus puful acesta. Doamne, cât de frumos este! Îmi doresc foarte mult în colecție un parfum cu multă zmeură, dar să fie și cremos în același timp. Acesta nu va fi un parfum pe care să-l port eu toată ziua, pentru că o să țin de el, sincer. Nu, chiar nu mai există vreo șansă să-l mai găsesc vreodată, dar l-aș purta non-stop, pentru că este foarte frumos. Este dulce, este fructat, are acolo ceva unic, nu pot să vi-l descriu, miroase foarte bine. Foarte bine, este superb. Da, asta era surpriza mea, voiam să vă arăt minunăția aceasta de parfum. Sunt sigură că multe dintre voi apreciați să vedeți niște parfumuri mai rar întâlnite și mă bucur că pot să fac asta. Este foarte frumos parfumul, foarte frumos. Și cu el încheiem clipul acesta. Sper că v-a plăcut acest clip.
Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să apăsați pe clopoțel și să-mi lăsați și un like. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!